Planuiesc să-i dau 3 bețe lui Damian, ați vedem ce face cu ele. Uite, 3 crenguțe din copac. Că 3 bețe, știi că se mai zice la milioane. A, 3 bețe, 300 de lei sau... Da, e foarte bine să reutilizăm, să fim atenți cu mediul înconjurător în general și cu oamenii din comunitatea noastră, să ne ajutăm și să știți că orice ajutor, oricât ar fi de mic, se poate transforma într-o mare bucurie. Picătură cu picătură se face un ocean. Aceasta este deviza următoarei invitate. Bine ai venit, Alina Greavu. Și hello. Vrem să ne povestești mai multe despre noul tău proiect. În primul rând, inimioară. Inimioară, picătură. Mulțumesc mult, picătură, aici frumos broșă. Mulțumesc mult că m-ați primit la voi să cer bani. E vorba despre o școală de la țară, din județul Constanța, din Lipnița, care are super mare nevoie de ajutor la nivel de renovare, digitalizare și modernizare. Proiectul ăsta al asociației mele se numește Școli Cum Trebuie și prin acest program ajutăm școlile de la țară, care, bineînțeles, cum știm, nu sunt bani, domne. Nu sunt bani de WC-uri în interiorul clădirii, nu sunt bani de cărți noi în bibliotecă. Care e situația la școală de care ne vorbești? Hai să vedem care sunt cele mai mari probleme. Cele mai mari probleme. Mobilierul ar trebui schimbat, băncile sunt foarte, foarte vechi și alea au fost primite gen pomană de la școli de la Constanța din oraș. Când și-au înlocuit, băncile le-au trimis pe alea vechi la țară. Deci, clar, e nevoie de un mobilier nou. Toaletele arată foarte rău, adică uși care nu se închid, asta este o poveste foarte veche. Chiar am și postat pe Instagram recent ideea că atunci când eu mergeam la liceu sau la școală, aveam nevoie să vină cu mine o colegă care să-mi țină ușa. Da, că e ușile... clasică. Hai cu mine să-mi ții ușa. Comportarea asta la fete, că știi că nu pleca niciodată o fată singură la toaletă. Tot cred că ne-a rămas cineva. Așa în mentalul colectiv, de obicei mergem în grup sau mai luăm o prietenă cu noi la baie. Ușa. Da, pentru că n-aveam clanță la ușă, ușile, îți dai seama, și e destul. Ai nevoie de intimitate, de... Da. Și este și vedem aici și noi o problemă. Imagine. Da. Toaletele, clar, sunt o problemă. Laboratorul de informatică, din nou. Chiar dacă școala a primit niște calculatoare de la un alt ONG cu care și noi lucrăm, se numește Ateliere Fără Frontiere, e nevoie să fie câteva dintre ele înlocuite și, de asemenea, și mobilierul din sala de informatică e dispus foarte aiurea. Cum e camera, să zicem, pătrată, mobilierul e pus în formă de U pe pereții camerei. Dar okay. Profesorul cu toate astea stă în spate. Deci cine stă cu fața încolo, dar profesorul e în spate... Cum lucrezi și te uiți la profesor în același timp? Da, înțeleg. Și inclusiv aici trebuie regândită sala de informatică. Mobilier nou pus, puși toți elevii cu fața spre profesor. Spus că digitalizarea în general... Evident, adică importantă. Astăzi, indiferent de job, ai nevoie de minim de competențe digitale. Indiferent ce job ai, tot trebuie să știi să operezi un calculator. Și biblioteca, la fel. Cărțile sunt, Doamne iartă-mă, de la 1900... Uite, sunt foarte vechi, deci da. Deci e nevoie urgent să se înnoiască lucrurile acolo. Sunt curios dacă ai făcut un calcul, Alina, cam de ce sumă este nevoie ca această școală să redevină utilizabilă. Ar fi vorba de vreo 40.000 de euro, pentru că noi chiar, adică am făcut o prezentare, un PowerPoint, și link-ul este public, oricine poate să vadă care sunt nevoile școlii cu poze și toate calculele noastre. Dar asta fără să includem sala de sport, pentru că nu există sale de sport, deci există teren de sport care arată ok. Dar iarna sau când plouă, când e vremea mai nasoală, nu mai știu cum, nu știu cum făceați voi școala, dar noi dădeam băncile. Da. Exact. Dădeam băncile la o parte să avem loc de sport, practic. Și acum, fiind în 2023, poate ar fi frumos ca acești copii să aibă parte și de o sală de sport ca să facă la interior, mai ales că mulți dintre ei pot să facă și performanță, știi? Venind din familii defavorizate, să ai un sportiv care face performanță, care poate să aducă o medalie, E ajutorul venit înapoi și comunității și familiei. Ceea ce știi? E bine, da, atunci când sportul este dezvoltat într-o anumită comunitate, fie că este un oraș mic sau orice tip de localitate, este că ridică și cu localitatea respectivă. Exact. Poate exact. Deveni pepinieră pentru sportivi și care pot să ajungă mai departe. Așa. În capitală exact. Sau în alte orașe și mari. Și ne plângem că nu mai fac sport elevii și că nu avem o sănătate. Din păcate nu au condiții. Nu, da, au condiții, nu avem da. Nici măcar sală de sport. Adică da, am putea da. Să începem și cu asta. Și de exemplu, directoarea și profesorii, toate cadrele didactice sunt niște oameni extraordinari care fac să și pocnească bici, înțelegeți ce vreau să zic? Să știu, Alina, cu puținele resurse. Cum ajutăm noi? Cum putem ajuta? Oamenii pot să doneze direct în contul asociației. Din păcate, încă nu avem un sistem de plată prin SMS, de exemplu. Suntem în demers. Da. Dacă au SRL-uri, la fel, trimestrial, să vorbească cu contabilul sau cu contabila, că ei pot sponsoriza. Practic, parte din banii pe care noi, ca SRL, îi dăm la stat, îi putem redirecționa către un ONG.
cu formularele alea 230, dacă știți, de angajați, s-a depășit acum. Termenul maxim era 25 mai. Dar poate se zicea ceva că s-ar putea să se prelungească? Sau știu, dacă nu, dar sincer anul, nu știu. Nu știu, dar oricând deci, alea sunt binevenite. Formularul este universal valabil, oricând îl completezi, la un moment dat poți ajuta un ONG. Și inclusiv produse, deci nu e vorba numai de bani. Pe noi ne-a contactat cineva care vinde obiecte sanitare. Și a zis, domne, uite, vrem noi să nu mai dați bani pe WC-uri, chiuvete, pisoare pentru băieți, vi le asigurăm noi. Deci noi suntem deschiși inclusiv la chestia asta. Există și contul de Instagram al asociației, nu? Da, este asociația.aluziva pe Instagram. Mulțumim frumos! Mulțumim și mulțumim pentru ce faci! Ești minunată!